deteste prezența lui aici, în România. Și asimțe, uite informatorii cum sunt tăiați. Nu așa. În care ei, s-a practic, mai de ce taie? Asta nu înțeleg. Păi asta. Uite, la care s-a mai alăturat și alți deținuți, fii atent. Și atunci ne-au izolat și ne-au tăgăt. Deci s-au mai nou că fătăți chiar în tăți borfași. Deci s-au mai arăt. Care, prin discuțiile purtate cu el, arăta ori de câte ori are privilej dorința de a părăsi țara imediat după liberare. Deci fii atent, bă, de acolo. Deci îi lămurem eu că aici în țara asta ori îi învingem, ori plecăm. Și ne întoarcem când trebuie. Deci, într-o deținut, ca să faci tu revolta asta. Și aici spune așa, asemenea de sus pot aduce, da bune, caractere fără neformare, ducând la știrbirea conștiinței. Auzi, bă, fii atent, la știrbirea conștiinței lor de comuniști, de pe să vedem din pușcărie. Ar trebui găsit o metodă pentru a opri asemenea elemente, de a răspândi dogma celor care rătăcesc între lumea și nu e foarte false. Fii atent, documentele secrete. Și iar urmează notă. Deținutul de ghișul care a avut astfel de ieșire a fost pedepsit cu izolare, informarea a fost adelizată, uite, și restrictivă, deși eram nebun, considerat. Deci nu mi-era destul tratamentul la cap, bătăi, izolare, restrictivă și mai departe. Iar, ai poveste, aici sunt multe, 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 multe. Deci, deci oarecum, oarecum asta s-a întâmplat cu, și cu poporul român. Tragedia exact. Pe care a trăit-o exact. Dumneavoastră, de fapt, concentrează aproape toată hărțuirea asta continuă de 60 de ani. Norocul care meu poate că dacă eram înainte de 64 de decretul dat de Ceaușescu împotriva deținuților, poate azi nu mai eram. Că cei de talia mea n-au mai venit din pușcării, de la canal. Au murit peste 10.000, au duși de acasă omorâți, 16.000 prin pușcărie, deci din documentele pe care le dețin eu și cu cei cu care cooperez, colaborez, rese zeci de mii de români morți. S-ar putea să se ridice la 100 de mii morți, de care astăzi nu se poate face nimic, pentru că dacă nu se iau din fiilor, dacă nu-i gașca lor, dacă nu-s banii, dacă nu-s străinii, e o poveste inclusivă. Spuneați că, după părerea dumneavoastră, se datorează mișcării legionare faptul că Partidul Comunist nu a învins România mai repede de 45. Da. În 90, când am ieșit din pușcărie, în 90 din Jilava, după revoltă, Petrețuțea, o întâlnire și cu Petrețuțea și cu avocatul Cerveni, mi-a spus, flăcăule, camarade, dacă avem ca tine mai mulți, să fi fost ca tine, nu eu numai ca persoană, mai mulți ca tine, poate nu perdeam războiul. Adică ce înseamnă războiul? Războiul împotriva comunismului. Deci dacă eram pe timpul lor și erau mai mulți ca mine. Deci poate nu perdeam războiul. Iar doamna Chioreanu, al lui domnul Chioreanu, care a fost comandul legionar pe Ardeal, l-am căutat, că o trebuie să-l caut, că o trebuie să umblu după documente și după tot ce să mă documentez din toate punctele de vedere. Și a spus doamna Chioreanu, Mandela, pune-te președinte, șef la legionar, nu-i lăsa pe ăștia. Chioreanu a râs și a zis, dacă mor, îți dau arhiva mea. Am multe de povestit, multe, iar bătrânește pe care îi mai stimesc, care au mai rămas de 90 de ani, de 96 de ani, de exemplu, din toată țara, mor recunoscut și mă recunosc ca legionar, dar după moartea lor, că li teamă și acum și li frică. Exact, asta mă le teamă aici. Și frică și acum. Eu îi stimez, îi apreciez, le mulțumesc că m-au primit, știi cum zic, și că mă recunosc, dar e ori mort, ori viu. Eu nu pot să fiu pe la jumătate. Ori scoada și nu mai sunt, ori fruntea. Eu nu pot să, pentru că nu trăiesc cicioară. Deci, eu trebuie să fac ceva pentru națiune. Am o misiune. De când m-am născut, am o misiune. Deci trebuie să mă duc până la bun sfârșit. Nu că vrea la sau că vrea la, sau teamă sau frică. E o poveste pe care nu dorm nopți întregi și fac platforme de program de răsturnarea tuturor partidelor scoase în afara legii. Pentru că printr-o scrisoare când am dat Băsescu, pentru că la militare a cerut dictatură militară să o instaureze de urgent. I-am trimis o scrisoare, a apărut un articol puternic, instaurați de... N-a instaurat. Ce au făcut bandiți ăștia de după 90? În loc să mobilizeze întreaga Românie, întreaga suflare și străine, să ne luăm Basarabia și Bucovina, să ne luăm ultimul petec de pământ furat de toți și dat din interior și din exterior luat, au trimis în țări străine care nu aveau nimic. Ne-am creat dușmani. Deci prin aceștia, din punct de vedere militar, au distrus armata și ne-am creat dușmani. Noi nu mai putem să ne mai apărăm de nimeni, nici cu mintea, pentru că
Nu mai avem nici minte făcând așa. Ar trebui pedepsiți până nu mor, până nu vinem la putere de națiune, de popor. De aceste 20 de milioane și cu cei 10, de 30 de milioane pentru aceasta. Adică să disfințezi tu scutul țării, armata, să disfințezi tu armata și să trimiți tu în alte țări pe glob că te duce americanul, că te duce rusul. Asta e crimă de câte vori. E mai mare crima asta ca cei care au făcut din pușcările comuniste și pe la canal și peste tot cu noi. Pentru că acum distruge, o distruge și distruge întreaga națiune. Deci noi suntem pe punctul de a dispărea ca națiune. Ce părere aveți de perioada asta care o trăim acum cu criza asta? Da. Scăderile astea de salarii... Scurt. Murim. Vom muri de foame, de păduchi, de boală. Aici intră totul. Murim de foame, de păduchi, de boală. Și aici intră totul. Dacă nu ne vine mintea la cap. Încă. Trei sferturi murim, rămâne un sfert, trăiește omenește. Cu mine în frunte. Și cu ei de gât. Mișcarea străzii, ne rupem pinjele, n-are rost. Pinjele rupte, la București, cu cherțoi ăștia de la sindicate, cu cherțoi de la partide. Păi ăștia, ăștia trebuie toți adunați, groape comune, buldozele, excavatoare care au mai rămas, cupe, săpași, șanțuri, și băgați acolo. Toți băgați acolo. Fără, eu am cerut legalizarea pedepsei cu moartea de 20 de ani de zile și pentru ei am cerut-o și ăștia mă amenință că eu voi fi primul care voi fi spânzurat. Pedepsa cu moartea prin spânzurătoare. Eu o să le demonstrez că nu e adevărat. Pentru că în fiecare sat, în fiecare comune sunt, știi câte o mână, sunt 5-6. Ca și aici la noi. 5-6 tâlhari care au acaparat tot pe nedrept și deasupra noastră. Și noi murim de foame, cu dreptul nostru. Nu se poate. Nu se poate așa ceva. Deci în fiecare sat comun își face fiecare dreptate. Mere la conac la el. Dă-l în piesă. Are conacul ce are, luăm tot ce are. Ce a luat din anul. Ce ați putea să-mi spuneți de Corneliu Zelea Codreanu? Ce vă aduce aminte? Cornel Zelea Codreanu, parcă e alături de mine, sau parcă sunt alături de el. Mă consider adiotantul lui, în continuare. După 90, făcând parte dintr-o familie de țărăniști, naționaliști, bineînțeles, nu țărăniști, pentru că un pic de ciudă mi-a fost și pe Maniu, pentru că ne-a lăsat descoperiți din Partidul Național, a fugit la Mitiș, la București, la cherțoi ăștia lui Diaconescu, și s-a unit cu ea. Ne-au lăsat în fața austro-ungarilor, cu ungurii pe cap, cu crimele, cu necazurile și belelele aduse de ei, de unguri, de austro-ungari. Pentru aceasta l-au plătit rușii. Îl stimez pentru ce a făcut, pentru ce a făcut rău, îl dăm deoparte. Deci, pentru rău. Deci a rămas, ne-a lăsat dezbrăcați în fața ungurilor, austro-ungari. Aici a făcut rău. Și s-au unit cu Mitice la București și a fugit. Ca partide, partidele din documentele pe care le am eu, au dat mâna cu străinii. Toți cei care au fost la vârf, în fruntea partidelor, ei ne-au atras cu comunismul, au deschis porțile comunismului cu... Revenim un pic la Corneliu Zelea Codreanu. Despre Codreanu. Studiul mișcării lege. Deci, după 90, când a fost, după familie, cu Convenția Democratică, eu am crezut că e cea care îmi povestește familia și cei bătrâni, când colo a fost totul fals. Nu mi-am dat demisia, nu m-au dat ei afară, am căutat să-i sprijin. Deci, din familie, ca țărănist, ca naționalist, să zic național, nu țărănist. Și atunci când am auzit că se vorbește mai rău de legionari și cunoscând din familie și din împrejurări cine sunt legionari, am intrat în studiul mișcării legionare, să văd dacă mă încadrez, că nu merge ca membru numai. Să fii numai membru și gata și te scrii pe